teatrală. Dânsul i-a recomandat că e bine ca un scriitor să specializeze într-o anumită ramură. Pentru că, zicea dânsul, cu cât domeniul în care activezi e mai mult, cu atât poți și mai mult despre el. De fapt, chiar definiția expertului este următoarea. Expertul e persoana care știe totul despre nimic. Adică o să ajungi să știi totul abia când domeniul tău de activitate să se restrângă la nimic. Îi dau cuvântul doamnei Stupar. Cartea Sport este mai panonică, a apărut la editura Amanda Edit anul acesta. De fapt, a apărut această carte. Eu nu am să spun foarte mult despre această carte, pentru că trebuie, dintre dumneavoastră sunt persoane care cunosc cărții și vor vorbi despre ea. Eu am să citesc, în schimb, un fragment sau, dacă e cazul, mai multe, ca să demonstrez că știm să scriu frumos. Chiar dacă domnul Aurel Voci, într-adevăr, suntem cunoștințe și cunoaște toate, aproape toată opera, dar dânsul e tricotaș de obicei și e critic literar și a fost un sfat. Eu nu l-am luat în considerare pentru că eu gândesc altfel și cred că mai pot încă să scriu și altceva decât o să-mi simt o literar. E bine să ne exersăm în câte mai multe domenii de altă, dacă să dovedim că putem, să ne dovedim la oră. Sosise ora prânzului. Culmina 54. Tulpina omis deja abia scos din pământ era tocmai bună să țină loc de masă. Ca niciodată, Aura nu avea chef să stea căcoțată. Dorea să stea jos, pe pământ, să-și încrucișeze picioarele sub ea turcește. Căută un loc curat, nivelat, în sfârșit l-a găsit, dar când să pună piciorul să se așeze, s-a trezit trasă înapoi, aproape luată pe sus, cu zmucituri și țipete. Tu l-ai, Doamne, domnișoară, nu, stai, pe loc, nu pune piciorul! Șandor o ținea strâns lângă el. A văzut-o la timp și s-a repezit cu toată forța și disperarea să o oprească de la comiterea unei infracțiuni. Cu greu și-a venit în fire și ea și Șandor. Toni privea nouc. Ce se întâmplă, Șandor? Ce înseamnă acest comportament? A întrebat Aura. Era gata să pui piciorul pe fâșie, domnișoară. Ce fâșie, Șandor? A întrebat speriată. Fâșia, granița. Ce graniță? Granița cu sârbii. Care graniță, Șandor? Că eu tot nu înțeleg. Uite, aceasta e granița peste care nu ai voie să treci. Orice semn apărut pe fâșie e cercetat cu cea mai mare atenție. Poate că ne vom trezi cu o patrulă de granicieri, fiindcă ei observă totul de la distanță. Aura, dar așa arată o graniță? Nu se poate. Îmi imaginam altceva. E chiar graniță, domnișoară, a spus și Toni. Și dacă nu erai tu să mă oprești, ce mi s-ar fi întâmplat? Cine știe? Ce mi s-ar fi întâmplat? Așa nu spune. Te luau, te interogau, dădeai declarații, iar ei te credeau? Sau nu? Mulțumesc mult, Șandor. Azi am mai învățat ceva. Am învățat cum arată o graniță de uscat între două țări. O fâșiuță de pământ atât de îngustă, încât poți să o treci foarte ușor printr-o simplă săritură. Să nu faceți asta niciodată, domnișoară. E foarte periculos. Pădurea asta pare pustie, dar câți oi se ascund pe după copaci sau în copaci? N-am să fac, însă din neștiință era gata să intru într-o pelea internațională. Hai să ne așezăm la masă pe trupul stejarului nostru, care se află la câțiva metri de graniță. Dumnezeule mare! Povesteau și mâncau pită și slană.
un pic mai încolo, o fâșie de pământ, lată cam de un metru, grăpată, cu unghii dese, paralele, bine pronunțate, pe o lungime, cât vedeai cu ochii. Din coace de fâșie, o livadă de pom fructiferi în devenire. Dincolo de fâșie, o pădure compactă, mută, încremenită, sălbatică. Pe lângă fâșie a apărut o căruță în care erau câțiva milițieni și un câine. S-au oprit un pic mai departe și și-au văzut de treburile lor. Aura, Șandor și Toni au terminat de mâncat, au strâns resturile și au făcut ordine. Milițienii au oprit căruța în dreptul lor, s-au apropiat și au întrebat, care e Șandor? Eu sunt. Trebuie să vii cu noi. Șandor nu s-a împotrivit. S-au urcat în căruță și au plecat. S-a așteptat pe dată o liniște pe care o poți auzi doar cu sufletul. Aura și Toni priveau căruța care se îndepărta, neînțelegând ce se petrece. Apoi liniștea a fost spartă de un strigăt care venea din căruță. La revedere, fușa! Era strigătul Șandor. Aura a înțeles că ei erau adresate aceste cuvinte de bun rămas. Și a zis în gândul trist, că se înveseam cu vreo fată dragă lui, pe care o chema Ușa. Rămăseseră în picioare ea și Toni, amândoi tăcuți ca niște stare de piatră. Parcă trecuseră printr-un vis urât. Cine-o fi Ușa? A întrerupt tăcerea Aura. Dumneata, a răspuns Toni. Pe mine nu mă cheamă Ușa. Așa îi plăcea lui să-ți spună. Săracul Șandor, ce-o fi făcut? Părea băiat bun. Până seara nu au mai avut putere de muncă. Șandor nu s-a mai întors. Nu am mai aflat niciodată despre el. Cum să afle? Nimic despre el. Cum să afle? De la cine să afle? De ce să afle? Și totuși, Aura învățase ceva de la Șandor. Învățase ce aia o graniță pe fundul Mării Panonice. Și mai învățase cât poate fi de periculos uneori să cași pe o fâșie de pământ care desparte două țări. Sau pe o fâșie care este proprietatea a două țări vecine. Lucrările și-au continuat mersul, însă de câte ori ajungea în locul acela, Aura se întrista, parcă vedea scena în fața ochilor și auzea strigând, la revedere, Pușa! Aura, mergi pe teren? A întrebat-o doctorul din șaretă. Da, pe unde? Aura i-a spus. Iar el a așteptat-o, fiindcă aveau același drum. N-a întârziat să o întrebe, care mai e viața ta? Mă descurc. Vreau să-ți fac o vizită de seară. De ce? L-a întrebat Aura privindu-l țintă în noi. Aura, tu nu mă placi deloc? Ești frumos, doctore. Numai atât, mai sunt și doctor. Asta e meserie, nu calitate. Să știi că nu vreau să faci nicio vizită, doctore, i-a spus ea după un timp. Enervată de răspuns, el i-a reproșat. La urma urmei, ce mare lucru! Eu sunt bărbat, tu ești femeie. Nu știu cum poți să stai așa singură. Te plac atâția bărbați de aici, iar tu stai deoparte, de parcă ai fi venit de pe altă lume. Nu știu dacă sunt venită de pe altă lume, însă știu sigur că nu sunt o aventurieră, doctore. Să știi că sunt foarte aspră cu mine. Pentru ce aș putea face diseară, primindu-te în vizită, ar trebui să plec capul rușinată, dar fii sigur că acest lucru nu se va întâmpla. De fapt, la urmă urmelor, ce aș câștiga încurcându-mă cu un om însurat? Dragă, ți-am povestit totul despre mine, iar dacă vrei, îți mai spun încă o dată. Nu-mi iubesc soția și nici copilul, fiindcă nu sunt sigur că e al meu. De aceea nu-i aduc aici cu mine. Îmi lași tu, înțelegi? Și n-ai să-mi scapi. Dacă ai ști că încep să mă simt ca pasărea pe creangă și abia aștept să-mi iau zborul, și-a spus ea gând, tresărind totodată surprinsă fiind chiar ea de noutatea gândului. Viața pe care o ducea îi se părea din ce în ce mai de neînțeles. De dimineața până seara umbla pe câmp, din deal în deal, mai mult pe jos, fiindcă nu se putea altfel. Cu trei era mai mult singură. Avea mai mult de 80 de oameni la lucru în mai multe locuri, înființarea livezii având stabilit un termen de execuție. Meseria suna frumos, dar ca să o faci, era cu totul altceva. Faptul că era femeie, de cele mai multe ori reprezenta un inconvenient. Trebuia adesea să convingă că poate fi egal a bărbaților de care era conjurată. Învățase foarte multe lucrând. Din propria experiență s-a convins că școala e una, iar practica alta.
Cu toate acestea, nu spunea la nimeni ce o frământa de câtva timp, ar fi dorit să aibă altă meserie sau să-și continue studiile. Față de oameni își păstra cumpătul, dar acasă plângea mult, zicându-și pe vizor, dacă mai rămâi mult aici, te pierzi. Mamanița nu mă întreba de ce plânge, dar se vedea că o interesează. Se bucurase când Feri, un de-al ei, spusese că îl interesează fata pe care o primise în gazdă. El lucra la oraș, în uzină. Venea să-și vadă părinții duminica, dar nu mereu. Întâmplător sau nu, venise în vizită pe la mătușa lui. Atunci a cunoscut-o pe Aura. Erau cam de aceeași vârstă. Subiectele de conversație nu lipseau. De când a cunoscut-o pe Aura, venea în fiecare duminică pe la Mamanița. Și-au dat întâlnire la Căminul Cultural să vadă spectacolul cu numere de circ. Nu era cu bilete de intrare. Aura l-a așteptat, dar pe locul de lângă ea s-a așezat doctorul. Sala s-a umplut, sătenii fiind dornici să vadă un spectacol de circ. Impresia Aurei a fost că Feri a dat plasă. Erau numere de iluzionism. Artiștii își făceau numerele apelând la publicul din sală. Lansau propunerea. E nevoie de cineva din sală să ne dea o mână de ajutor. Doritorul se ridica de pe scaun și se ducea pe scenă. Se râdea cu bocoteri, mai ales că numerele erau comice. Faptul că participantul din sală, care se credea invincibil, începea la un moment dat să se comporte ca un inconștient, făcea tot pazul dintre prietenii săi. Doctorul când râdea se mișca necontrolat. Într-unul din momente, genunchiul lui a atins piciorul Aurei. Parcă ar fi fost atinsă de un fulger, ea și-a tras piciorul și l-a ținut departe, zicându-și în gând, Doamne, câtă energie are omul ăsta! M-au cuprins toate fumigăturile. Cum vibrează! Oare el își dă seama ce putere are? Ferește-te, fetițo, de el, că dacă te ia ăsta în brațe odată, ai uitat și cum te cheamă. Și-a amintit de scrisoarea pe care o primise zilele trecute de la mamă sa, Rădița, în care spunea, doresc ca rândurile mele să te găsească sănătoasă. Pe aici, pe la noi, e așa și așa, știi bine cum. Vezi să ai grijă ce faci pe acolo, că Ștefania numai nu le-a venit acasă cu burta până la gură. E taină satului acum, nu știi încotro să o mai am. Doctorul a întins mâna din greșeală și a prins-o pe Aura pe după umăr. Ea i-a îndepărtat-o numai decât cu gesturi clare care însemnau că nu e voie. Când a ieșit afară din sala Căminului Cultural, l-a văzut pe Feri și s-a dus la el. Ai fost la spectacol? L-a întrebat ea. Bineînțeles. Unde ai stat? Mai în spate. De ce n-ai venit lângă mine? Fiindcă ți-am ținut loc. Nu pot să concurez cu doctorul. Nu înțeleg. Eu nu am venit cu doctorul. Suntem colegi de servici și atât. El mi-a spus altceva. Ce ți-a spus? Să stau cât mai departe de tine. Că te iubește. L-ai crezut? Nu știu. Pare puternic și periculos. E doctor. Aura îl ocolea cât putea pe doctor, acesta simțindu-se lovit în orgolul lui de doctor, iar pe de altă parte de bărbat frumos. Într-un moment de enervare, i-a replicat inginerului șef, Aura e o pasăre rară, dar nu mă las până n-o vânez. Asta înseamnă că n-ai vânat-o? Nu încă. Față de altcineva te-ai lundat că ai avut-o pe Aura, îi faci vizite. Doctorul a ieșit nervos pe ușă. Inginerul șef înregistrase ca pe o bandă amenințarea doctorului. Aura e o pasăre rară, dar nu mă las până nu o urmez. Și-a propus să o atenționeze, să se ferească de el. Regreta totuși că probabil ca mulți alții crezuse și el în lăudărușinii. Ile doctorului. A căutat prietenul să o întâlnească pe Aura, a întrebat o îți place doctorul? A întrebat-o cu subînțeles. E un bărbat frumos. E chiar foarte frumos. Doar atât. Mulțumit de răspuns. El te place? Vrea să fie a lui. Dacă nu vrei, ocolește-l. Te consideră o pasăre rară și nu o lasă până nu te vânează. Nu se lasă până nu te vânează. Este exact exprimarea lui. M-a amenințat deja. Însă, după cum mi-am dat bine seama, e mai greu pentru vânat decât pentru vânător. Ar fi putut să-i spună, ia măsuri, rezolvă această situație neplăcută, doar ești inginer șef, iar eu sunt subalterna ta, ajută-mă, mai ales că sunt străină pe meleagurile acestea. Însă nu era singură față de cine s-ar adresa, poate și el, un trimis. A plecat cu gândurile ei, ce bucă în cap o avea și domnul ăsta. Maricica mi-a șoptit aproape fără glas, ferește de el că e periculos, că a fost trimis, că are putere.
și că face parte din colectivul de conducere, oare ea o fi fost cea care a curgit după perdea în dimineața când am intrat cu doctorul în dispensar să bea un alt bucamin? La o colegi de doctor, cât a putut, ca și mai înainte. Mai pot citi? În una din seri, când a venit acasă, mamănița a întrebat-o: domnișoară, îl știi pe Ghejea Pădurarul? Da, e rudă cu mine. A venit aseară pe aici și trebuie să-ți spun tot ca să știi să te ferești din calea lui. Mi-a cerut să-l aduc într-o seară la tine în cameră, că îmi dă 5 coșii de lemne. E pădurea lui? Ce darul e din pădurea statului. Cred că n-ai fost de acolo, fiindcă altfel nu-mi spuneai. Aura se roșise ca focul de mânie. De multe ori creștea în ea dorința de răzbunare, dar singură printre străini ce putea face. Cred că i-a plăcut ce am zis, a spus mamanița. Nu o să mai calce pe la mine toată viața, însă e tare corpos și nesimțit. Îmi pare bine că mi-ai spus mamanița. Ferește-te de el, că merge cam des prin pădure, iar după câte am înțeles, are păduri și pe terenul tău. Deci, doctorul are stâneri, iar pădurarul, pădurile, de care să mă feresc mai întâi. Unde mai pui că prin păduri mai sunt și jivine? Care dintre ele ori mai rele? Cele superioare sau cele inferioare? Deocamdată, eu m-am uitat de cele superioare. Deci, Doamne, ferește-mă de necazuri. Cum să ceri de la niște străini ceea ce nu ți-au dat ai tăi, care ești sânge din sângele lor, se întreba Aura. Iar în ultimul timp, această întrebare apărea foarte des în mintea ei. Cum să le cer lor omenie și în primul rând, nici n-ar trebui să cer. Dragostea omenească trebuie să se afle în inimile tuturor, în sufletele tuturor, iar ea să se reverse asupra celorlalți ca o altă durată. Doamne, ce gânduri îmi în mintea. Vreau să-ți mulțumesc că am scăpat cu viața de atâtea ori, viața pe care tu mi-ai dat-o și pe care doar tu poți să-mi o iei. Doamne, care e rostul meu cel adevărat pe lume? De ce simt eu uneori că am puterea să mă apăr, să înfrunt răutățile oamenilor, să mă ridic deasupra tot și toate și să privesc de acolo fără teamă, doar cu durere în suflet, pentru ceea ce văd? De ce, dacă vreau să uit necazurile prin care am trecut, nu pot, fiindcă viața mi le amintește atunci când nu mă aștept? Mulțumim, doamne Siparu. Cred că a fost o lectură oarecum edificatoare asupra cărții. Și chiar dacă majoritatea nu a citit-o pe toată, și cred că majoritatea a fost în situația asta, cred că vă puteți spune părerea despre proza doamnei Siparu și cu ocazia asta despre proză în general. Că așa cum am spus la început, dar vreau să discutăm despre roman, despre cum se alcătuiește el, despre cum ar trebui să fie, cum n-ar trebui să fie, și așa mai departe. Deci, vă rog, spuneți-vă-ți părerea. Cred că ar trebui să începem cu persoanele care au citit cartea sau care știu ceva despre carte și după aceea vorbim și despre fragmentul în cauză. Că eu aș vrea să încep, dar n-am citit cartea, n-am avut privilegiu, dar o cunosc pe doamna și îmi vine ușor să... Sigur. Să... Care sunt cei care au citit-o? Sigur, așa ar fi. Doamna Cazimiră. Am citit romanul doamnei Ioana Suparu și am participat la o prelansare pe care a făcut-o la Academia la Română și i-am gândit o recenzie. Dacă în romanul Vera, doamna Ioana Suparu ne-a condus cu dexteritate în profunzimile minții unei tinere suferinde și de această dată, în zbor peste Marea Panonică, reușește cu succes să creeze un tablou al trăirilor feminine. Pornind de aici, autoarea desfășoară firul narrativ cu aceeași abilitate autorială cu care ne-a obișnuit, atingând ritmat și creionând parcursul unei alte tinere pe drumul primilor ei pași în carieră. Încercările prin care trece Aura, protagonista romanului, se situează în zona celor pe care le-ar putea avea un personaj de bază prin calitățile acesteia. Căci ea este înarmată cu mult curaj, hotărâre, dar și cu imaginație.
Citez, avea încredere în ea, nu trecuse prin școală ca un câine prin apă, avea har intuitiv, scrie autoarea. Plecată din casa părinților împreună cu sora ei geamănă, Sânziana, tânăra se vede totuși despărțită de aceasta în scurt timp. Pentru că acest alter ego al său, sau de ce nu al autoarei însăși, transpus într-o soră care seamănă leit, nu rezistă depărtării de casă, de propria ei mamă. Este mai degrabă o dualitate a propriului suflet care refuză totala despărțire de locul nașterii sale. Sau poate acea vulnerabilitate care transpare înspre finalul romanului când, citez, o cuprindea frica de viață, nemai găsindu-și niciun sens, înspăimântându-se. Își afla alinarea în plâns, un plâns fără cuvinte, fără hohote, numai din lacrimi fierbinți și suspine adânci. Încheie citatul. Dar până să ajungă acolo, la acele momente de disperare, Aurora e prinsă fără voie între dorințele a doi bărbați, care o vor ca pe un trofeu. E vorba despre doctorul veterinar și pădurarul care fac tot ce le stă în puteri pentru a-și o însuși ca pe un obiect de preț. Însă fata, cu un caracter puternic, își clarifică în minte situația fără să facă nicio concesie. Nu mă interesează acest lucru, fiindcă nu mă interesează doctorul. Punct. Sau, mai bine m-ar mânca jivinele pădurii decât să fiu a lor. Toate neliniștile ei legate de cei doi, de acea urmărire continuă la care este supusă, citez, deci doctorul are stânele, iar pădurarul pădurile, de care să mă feresc mai întâi, se agravează pe conștiinciozitatea și seriozitatea cu care fata muncește. Aura are bine statuate în minte principiile unei vieți corecte pe care autoarea le subliniază. Știa că lucrează la ceva durabil, că va rămâne ceva folositor în urma ei. De asemenea, chiar dacă și maestrul Răducu o vorbea de rău, iar pădurarul și doctorul nu numai că o vânează, dar îl și mint pe director, spunându-i că nu o văd cu oamenii pe câmp, Aura are totuși aliați, precum Gheorghiță, fiul ciobanului, un tânăr la fel de curat la suflet ca și ea, mama Nița, uica Todor și mai ales propria credință în Dumnezeu. Doamne, dă-mi puterea să mă apăr! Așadar, aflată între cele două forțe, a binelui și a răului, așa cum menționam mai devreme, precum într-un vas, Aura își conduce cu mult curaj oamenii, dar și calul speriat sau șaretat. Ea avea o misiune pe care trebuia să o ducă până la capăt. Ca în final, Gabriel, cel care poartă numele Arhanghelului aducător de vești minunate, se aducă și Aurei șansa ieșirii din marasmul acelui loc, pe de o parte atât de fascinant, iar pe de alta atât de mistuitor sufletește. Prin urmare, o va lua de la capăt în altă parte, în oraș, având și posibilitatea continuării studiilor. Cu o foarte bună gradare a momentelor acțiunii, într-o frumoasă împletire cu cea a creșterii intensității sentimentelor, doamna Ioana Stuparu aduce din nou dovezi asupra propriei forțe scriitoricești, fără a face rabat în fața vremurilor. De altfel, deși acțiunea se petrece în anul 1962, romanul poate fi asimilat cu ușurință prin similitudini cu situații actuale, remarcându-se și printr-o cursivitate deosebită, deja caracteristică autoarei. O felicităm pe doamna Ioana Stuparu și așteptăm cu același interes următoarele romane. Altcineva care a citit cartea, și eu sunt un cineva, o lacă aia. Vă rog să mă iertați, știți, se spune că atunci când citești ce vrei să vorbești, nu ești în stare să vorbești, nu e nicio aluzie. Deja mă cunoașteți, cred că mă aștept. Vreau să spun numai că, mă rog, cronica făcută de doamna Căsbunovici, eu o ascult a doua oară, da, pentru că am fost și la lansarea cărții, mi se pare completă și chiar dacă n-ai citit cartea după ce o a spus pe domnia sa, poți să vorbești liniștit despre carte. Dar în ce mă privește? Să spune, când vorbești liber, improvizezi. Când citești, nu ești în stare să-ți duci ideile fără citire. Ba, nu știu cum e mai bine, dar eu fac tot cam. Nu e prima lectură care o fac la o carte a doamnei Stuparu. Despre cartea în sine
Eu cred că este un mini-roman, cum am mai spus, un fel de frescă și n-am putut să nu mă merg înapoi în vreme să mă întreb cam pe unde eram și ce făceam eu în 62. Și amintindu-mi foarte bine, tocmai de aceea consider această carte a doamnei Stuparu o frescă făcută cu sensibilitatea caracteristică autoarei, cu scrierea cursivă, așa ca un șuvoiaș care s-a rupt din old și a pornit-o cu autoarea, așa, la marginea României, tocmai la granița cu Sârbii. Dar de eroina din carte, zău că m-am îndrăgostit puțin, amintindu-mi de acei ani și de dorința unui tânăr de a se realiza în condițiile date, măi tovarăși. Pentru că, și să vă înțelege, absolvise o școală medie tehnică, cumva. Și tocmai lua parte la îndeplinirea unui plan de partid și de stat. Nu apăruseră cincinalele. Nu apăruseră. Ei bine, în aceste condiții, această fată trebuie să remarcăm, olteancă, ambițioasă, focoasă, frumoasă, dar ambițioasă, și parcă așa mă gândeam eu, așa arăta, e doamnă stupăriță pe vremea aceea. Dar mă rog, asta e treaba cititorului. Ce vreau să vă spun? Că oamenii care sunt mai de vârsta mea, așa, la maturitate, își pot aduce foarte bine aminte. Cei care sunt mult mai tineri decât noi, își pot imagina cam cum și ce făcea tineretul în vremea aceea. Observați că, și cine va citi cartea va vedea că am dreptate, 7 ani de acasă pe care îi aveam noi românii, parcă îi mai avem, dar suntem obligați să dăm copiii la 6 ani la școală, contează foarte mult în viață. Vine dintr-o familie de oameni săraci, gospodari, cinstiți și cu frica lui Dumnezeu. De remarcat, ar fi fost imposibil într-o carte a doamnei Ioana Stuparu să nu ne îndemne, să nu ne aducă aminte, cum zic eu, tot datorită dumneei am zis odată, Doamne, sunt așa de păcătos, mereu la o rugăciune distanță de tine. Asta eu datorez doamnei Stuparu, că citind o altă carte a domnului Isaia, mi-am dat seama cât sunt eu de păcătos. Ei bine, în acest mini-roman, cum spuneam, găsim suficiente motive să ne punem întrebări despre ce a fost când eram tineri, prin ce am trecut, ce e astăzi când am depășit chiar și vârsta de părinți și suntem bunici, cum e viața și cum trebuie să fie. Citind pe cartea doamnei, nu e roman, 90 ceva de pagini format A5. Lumea astăzi scrie romane de la 450 de pagini în sus. Așa. Într-adevăr, nu e. Dar am mai făcut o altă conexiune, ca să vedeți avantajul să adun mai mulți ani în cârcă. Mi-amintesc prin anii 70, când revista Secolul 20, cine își aduce aminte, cine a citit Secolul 20, era o revistă foarte elitistă. Și când spun foarte elitistă, încă nu subliniez suficient. E bine, în Secolul 20, care apărea lunar, a apărut un volum care a făcut mare vogă, dar mare vogă, Love Story. E bine, dragii mei, după ce am citit Love Story, cu vreo 20 de pagini mai mult, dacă nu greșesc, decât are cartea doamnei Stuparu, acel exemplar s-a făcut ferfeniță, că l-am tot dat la colegi și ne-am întrebat. Era moda romanelor fluvii și ne-am întrebat, păi, asta e tendința?
în roman, concis, precis, la obiect și așa mai departe. N-a trecut mult și a apărut filmul. Aduceți aminte, Love Story, și după ce a apărut și în librării, în protraducere. M-a făcut doamna Scuparu să mă gândesc la cel Love Story. Sigur, diferențele sunt diferențe. Doamna Scuparu, după opinia mea, e polivalentă. I-ar fi ușor să se mențină în niște poeme, așa, în niște romane mai scurtuțe, să nu uităm de trilogia numii sale, Oameni de Risip, o carte care mulți oameni o pun imediat după moromeții. Eu și alții ca mine nu trebuie să ne așteptăm. Un autor nu poate da capodopere pe bandă rulantă, pac, 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 pac. Sigur că nu se ridică la valoarea oamenilor de risip, dar nici doamna nu și-a propus. Dar ce vreau să vă spun, că doamna scrie poeme creștine, scrie versuri pentru copii, scrie, dar ce nu scrie? Atenție! Scrie texte de muzică ușoară și muzică. Am prins-o. Hai de cap, am ce am zis. Ce vreau să subliniez prin asta? Că e bine să nu ne cantonăm. Dom'le, eu nu scriu decât așa. Eu, dacă poți, dacă poți, încearcă ceea ce doamne Stuparu de multe ori îi reușește, diverse încercări. Revenind la cartea de față, eu am numit-o o romanță frumoasă de pe vremea noastră. Și așa frumoasă romanța asta când ajungi la sfârșit, pare că îți pare rău că nu particip și la nunta eroinei Gabriel. Eu vă doresc lectură plăcută. Mulțumesc că doamna Stuparu că m-ai pus în situația de fie aceasta. Zbor peste Marea Atlantică și vreau să spun față de celelalte cărți pe care le-a scris, a trezit în mine niște întrebări deosebite pe care am să mi le spun. Dar înainte de a discuta despre cartea doamnei, aș vrea să vă aduc aminte următorul lucru. Că literatura română după 1944-45, se împart în mai multe categorii. Și am să vă citesc după Nicolae Manulescu, asemenea împărțire. Deci în 44 până în 48, scriitorii interbelici își continuă activitatea, aceștia fiind Sadoveanu și Camil Petre, un om de oameni, și Nicolae Roșoară și ce mai știți dumneavoastră. După 50, în deceniul 50-60, este pe gata obsedatului deceniu în care Călinescu, critic, divinul critic, încearcă să ne demonstreze ce este romanul și scoate un roman frumos, foarte criticat, Bietul Ioanide și Scrimul Negru. Apoi este urmat de Marin Preda cu Moromeții, după ce Marin Preda slujise epoca de început a socialismului, Petru Dumitriu și Eugen Barbu în groapa. Aceștia sunt mari. Cum se caracterizează? Cum caracterizează această perioadă a obsedantului deceniu, Nicolae Manulescu? Este o perioadă de criză morală și culturală. Marile valori sunt interzise și dispar din manualele școlare. Scriitori, unii scriitori, între care Pilat, Steinhardt, Paleologu, Voiculescu, Negoițescu, Caraion, Goma, Paul Goma, Alexandru Ivasiuc, scot, cunosc infern universului concentrațional. Supresiunea canalelor teziste ale realismului socialist, atenție, proza oficială devine reductibilă la o schemă. Romanul se caracterizează prin manicheism,
poziției bine-rău, se suprapune opoziția între țăranul sărac, muncitor, activist de partid, chiar burghezul intelectualul decadent, iar forma narrativă este romanul realist obiectiv, ceea ce duce la dispariția romanului psihologic. Urmează perioada anilor 60 cu Boxa, Stan, cu Preta, Prebandi, Vasiuc, Buzura și Sorescu. Iar apoi generația 80 cu Mircea Nedelciu, Zmeura de Câmpie, Gheorghe Crăciun cu Barusa, Mircea Cărtărescu cu